clasamentul WTA dat publicității săptămâna aceasta, a doua româncă este Jacqueline Christian, care a urcat de pe 75 până pe 73 cu 902 puncte. Gabriela Ruse a coborât 6 locuri și se află pe locul 96 cu 763 de puncte. Irina Begu a urcat 3 locuri și se află pe poziția 97 cu 728 de puncte acumulate. Ana Bogdan a urcat 9 locuri și este pe 111 cu 641 de puncte. În topul 200 se mai află Anca Todoni, care se menține pe locul 137 cu 547 de puncte acumulate. Miriam Bulgaru a coborât de pe 177 pe 178 cu 407 puncte câștigate și Simona Halep a înregistrat o urcare de 2 locuri, fiind pe locul 876 cu 26 de puncte. Lider în continuare este poloneza Iga Swiatek cu 9785 de puncte. Pe poziția a doua a clasamentului WTA se află belorusa Arina Zabalenka, câștigătoare la Wuhan, sportivă ce are în cont 9716 puncte. Americanca Coco Gauff a urcat pe locul 3 cu 5973 de puncte.